Dalle Breden contro Coppa Anglii cu Manchester City. Avem meci cu Brentford, o nouă echipă de ligă inferioară, așa că simulăm acest meci. Sper să trecem, să nu fie vreo surpriză, pentru că nu mai vreau să joc meciurile astea așa neimportante. Ratează un penalti cei de la Brentford. Foarte bine au făcut. Company deschide scorul pentru Manchester City. E bine. Haideți să vedem. Încă un gol pentru noi. Nu mișcă băieții noștri până acum. Vibe a egalat, dar Silva minutul următor face 2 la 1 și avem mare noroc. Nu uitați, dacă vă place această serie, să dați un like și un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri. Avem meci cu Everton, da, un meci mai puternic, pe care normal că îl vom juca. Touré are cartonaș roșu, asta nu e bine deloc, un jucător foarte important, dar va intra De Bruyne. Ok. Nava, Zabaleta. Noi îl păstrăm pe hartă în poartă normal. Nu suntem nebuni ca Guardiola să-l dăm afară. Avem nevoie de el. Și de Ture aveam mare nevoie. Gundogan ar fi bun la mijlocul terenului. Ar facem aceste schimbări. Vădăm pe Otamendi normal. Cam asta este echipa. Aș vrea să schimb și sistemul. Cei drept prea îmi place acest sistem. Ia să vedem. Ceva cu 4-3-3. Ia să vedem. Aguero în atac. Ceva de genul ăsta mi-ar place. Ceva inovație. Ia să mai schimbăm. Cam așa ceva. Navas pe dreapta, Sterling pe stânga. Fernandinho aici la închidere, De Bruyne cu Silva aici foarte bun. Ăsta e sistemul. Hai să vedem ce poate Everton în FA Cup. Un adversar destul de greu va fi. Everton îl vedem acolo pe Romeo Lukaku. Jucător foarte bun. The Emirates FA Cup, Cupa Angliei. Everton întâlnește pe Goodison Park. Manchester City, probabil favorita la câștigarea Cupei Angliei. Un stadion foarte frumos. Mai este mult până la finală, dar sper să fim acolo, în stânga sau în dreapta. Iar la final să fim chiar câștigătorii FA Cup. Everton, o echipă interesantă, mai ales cu acest Lukaku, dar îmi place foarte mult stadionul lui Everton. Vedem acest jucător de la Everton, foarte, foarte periculos. Dar mai au mulți jucători periculoși cei de la Everton. De Olofeu, Miralas, Lukaku. Ia să vedem. ...4-2-3-1 sistemul. Da, au un atac foarte impresionant, dar nu mai impresionant decât atacul nostru. Da, vă spuneam că mă impresionează stadionul lor, micuț, dar foarte cochet, să zic așa. Arată destul de binișor. Se creează o atmosferă bună aici, pe Goodison Park. Company a scris în meciul trecut, Fernandinho pasă pentru Navas. Navas blocat acolo de Jagielka. Ține bine de minge Everton pentru Lukaku. Ia să-l vedem, ar trebui să fie în care, nu să centreze Lukaku. Dar iese bine, e gol pentru Everton, minutul 5. Deschidere de scor pentru Everton. Surprinzătoare greșeală acolo. De Bruyne n-a reușit să respingă această minge și Everton produce o mică surpriză momentan. Deschide scorul. Nici o șansă pentru portarul nostru și din nou acest Barkley, care avea 4 goluri în ultimele 3 meciuri sau ceva de genul. Acum și-a mărit această statistică și acum Everton probabil se va apăra foarte bine, foarte intens, pe două linii probabil, și va fi foarte, foarte greu să revenim în acest meci, dar sper ca echipa noastră să reușească asta. Trece Aguero, greșeala lui Stones,
Aguero, e 1-1. Revenim în minutul 16. Stones a greșit imens acolo. Dar nu mă înșel, Stones ar trebui să fie transferat tocmai la Manchester City pe o sumă uriașă. Dar probabil nu s-a făcut update-ul în FIFA. Nu știu sigur asta. Dar știu că cei de la City au un fundaș Stones pe care îl plătesc foarte mult. Probabil ăsta e. Dar nu mai contează, e 1-1. Un meci cu două goluri deja în primele 20 de minute, să zic așa. Un meci spectaculos. S-a accidentat și un jucător la Everton. Baines. Fundașul stânga. Centrare foarte bună. Nu pot să cred ce face Everton. Conduce cu 2-1. Minutul 27. Gibson reușește golul de 2-1. Iar fanii lui Everton au nebunit pur și simplu. Dar ce centrare bună a dat acolo Baines. Otamendi. Cred că a fost, nici măcar nu a sărit acolo cu Gibson. Și apărarea noastră este cam visătoare în acest meci. Reușim să primim două goluri. Deloc bine asta. Mingea este la Lukaku. Jucător pe care Everton a plătit o sumă foarte mare. Să-l cumpere de la Chelsea. Și, dacă făceau 3-1 era gata. Nu cred că mai puteam reveni. Frumoasă faza lui City, ia să vedem, vine Silva din nou. Oh, ce bine a blocat acolo în ultima fază. Agüero pentru Sterling, șutul acestuia, bun, bun, bun șutul, dar ce portar. Jucător de la Everton este căzut, Kompany recuperează și pasează greșit, însă. Țin de minge foarte bine cei de la Everton. Gündoğan se bate pentru recuperare. Ia să vedem acum. Po, minge ajunge la De Bruyne. Mare greșeală a apărătorului lui Everton. Shoot! Oh, pe lângă poartă. Nu pot să cred că am ratat o ocazie de asta. Care n-ai voie să ratezi. Trebuie să fie 2 la 2 în momentul ăsta. Silva primește un cartonaș galben pentru un foul de mai devreme. Pe care îl revedem acum. Un foul foarte urât. La Baines. Dar ce ocazie a ratat De Bruyne acum. A avut și noroc că acel fundaș de la Everton a greșit acolo. Sterling. Trebuie să inventeze ceva Sterling. Agüero pentru Silva. Înapoi la Agüero. Mai departe este Navas. Rupe poarta Navas. Nu, no, pe lângă. Aceste ratări sigur ne vor costa. Suntem pe cale să pierdem probabil. Dacă mai ratăm mult, pentru că timpul nu este cu noi. Mai este foarte mult timp. Silva din nou pentru Navas. Navas intră bine în careu. Navas trimite lui Agüero. Shoot în blocaj Sterling. Bagă mingea în poartă. Nu zic că e offside. E offside. Las-o încolo. Cât ghinion avem. Minutul 79. Ia să vedem dacă chiar a fost offside. Dar Agüero trebuia să bage aici mingea în poartă. Dar nu e offside, fraților. Mai era un jucător acolo în spatele lui Sterling. Pur și simplu suntem furați aici la Everton acasă. Ați văzut? Nu era offside. Era un jucător în spatele lui Sterling. Incredibil. Hoție pe față. Aici pe Goodison Park. Mai avem și o grămadă de ocazii pe care le ratăm. Acum un gol valabil anulat. Silva recuperează. Silva pierde acolo. Da, s-a terminat. Vom părăsi FA Cup cu acel gol anulat de arbitrul ăla idiot. Ar fi trebuit să continuăm probabil acest meci, dar suntem eliminați de Everton prin acel gol care a fost anulat, dar nu a fost anulat degeaba. Asta este, am avut și multe ocazii. Everton reușește să o elimine pe Manchester City din FA Cup. Bravo lor! Cam atât cu această serie, dragi prieteni. N-am reușit să câștigăm și cu Manchester City FA Cup. Pentru că arbitrul ăsta ne-a făcut o lată. Ne-a scos din FA Cup. Am reușit însă cu Borussia Dortmund și cu Napoli.
Asta este, nu putem câștiga toate cupele. Probabil vom merge acum în Franța. Să vedem ce echipă. Lyon, PSG. Vedem. Da, am fost eliminați. Haideți să vedem însă cine a câștigat FA Cup. Dacă ne arată. Da, se pare că Everton, echipa pe care ne-a eliminat pe noi, a reușit să câștige și FA Cup, a eliminat-o și pe Manchester United, iar în finală pe QPR, interesant cine a ajuns în finală, bravo lor. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, haideți să dăm un like pentru acel arbitru tâmpit, noi ne vedem data viitoare.